Gata, mamă, gata. Primești motor. Ia uite-o cum e. Primește motor. Mamă, deci cum se vede? Ia uite-l. Bă, ești nebun. Mamă. Oh my God, ce frumos. Oh my, oh my God. Oh my God. Aie. Oh my God. Oh my God. Eu, salutare fraților, mă numesc Marius Nicolae, bine ați venit la un nou, nu vreau să-i spun daily vlog, ci update vlog, pentru că astăzi am o surpriză pentru voi legată de mașină. Am luat o decizie pe care, la care de fapt nu cred că v-ați fi așteptat, ba mai mult de atât, este cea mai bună decizie pe care puteam să o iau în situația în care m-am aflat, și anume să păstrez mașina pentru următorii ani. Mă rog, asta să nu vă duc gândul că nu vreau să schimb mașina pe viitor. Ideea e că în cazul în care după ce îmi voi lua altă mașină, mașina respectivă, și anume Cinciarul Suprema, va rămâne în familie. Adică nu se vinde, cu alte cuvinte. Așa, deci prin urmare consider că am luat decizia cea mai bună legată de motor. Ok, pe lângă asta am uitat să băbuiți butonul de like, să vă abonați și de asemenea să-mi lăsați jos în comentarii dacă am luat decizia bună legată de mașină, decizia bună legată de motor. Am primit foarte multe comentarii la vlogurile precedente în care am prezentat, mamă ce R7 frumos, doamne! Am primit, cum spuneam, am primit foarte multe comentarii legate de ce să fac cu mașina, sfaturi foarte utile, deci pentru asta vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu. Și vă rog și de această dată să-mi lăsați jos în comentarii dacă am luat decizia bună. Pentru că eu consider că a fost și este cea mai bună decizie. Mergem acum către service. Îl așteptăm pe un prieten să vină să mă ia și acolo o să vă prezint mai multe chestii legate de mașină, așa că na, rămâneți până la final să vedeți ce s-a întâmplat cu mașina și respectiv cu motorul. Port în Craiova. Frumos. Da. Bă, înainte să vin să vă arăt mașina, am avut așa o mică sesiune foto cu E-ul ăsta super și cu C-ul aici în spate. Terminăm pozele și mergem să vă arăt ce am făcut cu mașina până la urmă, pentru că, da, veți fi foarte, foarte surprinși. Gata, intrăm cu Eric în mașină. Am făcut sesiunea foto și acum mergem puțin până la autosistem. Aveți link cu celor de la autosistem jos în descriere să vedem mașința în ce stadiu este, cum se află. Am foarte mari emoții, credeți-mă, deci am foarte mari emoții pentru că, de fapt, știi ce? O să înțelegeți după de ce am emoții. Bă, vere, eu ăsta, centura roșie, tată. E frumos, e frumos, deci e frumos rău. Poți să filmezi mașina? Și avem frumos așa, bordul digital, tot frumos. Băi, deci eul ăsta are masaj în scaune. Deci acum scaunul efectiv pulsează, așa să zic. Și acum îl înțeleg pe Alex Mondri când spunea, care na, și el are un E-Class, cum bine știți, când spunea că, bă, doamne, vezi, merg la drum lung și e masajul ăsta dinamic, relax, toate nebunile alea, mă ajută cumva să, efectiv, să nu obosesc în mașină, știi? Și într-adevăr, da, eu care stau acum în dreapta, iar Eric conduce, bă, da, te ajută mult, chiar te ajută super mult și, surprinzător, e super relaxant. Pe cuvântul meu, chiar e, bă, e șmecher, chiar e șmecher. Dar cu toate astea, Merțanu, tot de la inima mea cum e BMW-ul. Mă rog, puteți să mă înjurați în comentarii, puteți să-mi dați vorbe de dulce, dar tot fan BMW rămân, chit că mi-a bubuit motorul, chit că mi-a bubuit, știți cum e? E ca o femeie de aia, știi, ai o plăcere nevinovată pentru ea. Gata, fraților, sunt la autosistem, frumos, așa, și hai să vedem, Eric, fac-o aici, mă. Așa, hai să vedem ce ne așteaptă înăuntru, vere, înăuntru, că înăuntru e minunea, înăuntru e. Bă, stai să vă arăt un pic pe exterior ce-ul ăsta până să vă arăt ce am făcut cu mașina. E-ul, de fapt, nu ce-ul. Bă, arată bine, vere. Arată bine. Chiar arată ok. Gata, am ajuns la autosistem. Am emoții, am emoții mari. Bă, deci gata, am ajuns. Mașina, na, știți că e în același poziție, să zic așa. Dar numai că... Para-pam-pam-pam. Eu zic că piesa asta arată cam nouă aici. Mă rog, cutia, care oricum e bună, eu zic că piesa asta arată destul de bine.
A spune așa că arată a 0 km, nu? Da. Hai că vă ofer acum mai multe detalii ce s-a întâmplat. Ideea e, dacă nu v-ați dat seama până acum, motorul este nou. Și dovadă fiind motorul vechi care se află aici. Deci ăsta este motorul vechi de pe Supremă, de pe Cinciar, iar ăsta aici este motorul nou. Deci avem motorul nou cu turbină recondiționată, pentru că, da, din câte am înțeles, turbina o lasă o țâră pe ulei, cum s-ar spune, așa numai că s-a găsit ulei în evacuare, deci înseamnă și turbina tot pe ulei, deci destul de nasol. Haideți să vorbim un pic despre turbină și pe care vă spun multe detalii despre motor. Eric, ce zici de motor? Bă, vrei să apar pe vlog? Eric, ce zici de motor, e nou? E piesă? Ok, deci turbina a fost trimisă către recondiționat și aici sunt piesele care au fost recondiționate din turbina. Turbina în momentul de față se află pe motor, da? Deci turbina este pusă, pac, pe motor aici. Și astea sunt piesele care au fost recondiționate. Uitați, astea sunt paleții, din am înțeles. Bă, chiar lăsați-mi comentarii dacă voi știți piesele astea pe aici. Ideea e că astea au fost recondiționate. Ideea e, cum v-am mai spus, că s-a găsit ulei în evacuare. Deci aia înseamnă că turbina cumva o luase pe ulei. Vă spun aici doar ce am înțeles eu, pentru că nu mă pricep, v-am spus, nu sunt mecanic, îndată o să vorbim cu cineva care să ne explice mai multe lucruri. Motiv pentru care turbina a trebuit să fie recondiționată. Deci, cu alte cuvinte, eu zic, alte probleme n-ar mai trebui să existe din momentul de față. Bă, sunt foarte fericit. Deci sunt super fericit că motorul este momentan pus la loc. Rămâne doar să-l luăm, pac, să-l punem aici, unde, cum v-am mai spus și înainte, mai și sora mea, se vede cerul. Așa. Deci, da, ia uitați, mamă, deci e o întreagă firăraie aici, vă jur, deci nu înțeleg absolut nimic. Mă rog, mai dau și-o seama unde distribuția, unde sălea, cureaua de accesorii, cutia, motorul, dar, na, nu știu. Bă, ceea ce apreciez eu foarte mult la Autosystem și la acest service este că e totul super curat, adică este super clean, da. Aici a fost o operație întreagă, să dai motorul jos, să pui unul nou, să recondiționezi turbine și toate cele și totul este super clean. Lucru pe care eu personal apreciez foarte mult, pentru că, precum știți, eu sunt mega super obsedat de curățenie, să fie totul clean, adică am un fel de OCD. Motiv pentru care recomand acest service, aveți linkul de la pagina de Facebook jos în descriere. Știu că v-am înnebunit cu treaba asta, dar na, când e ceva de calitate, trebuie să promovezi și... Deci nu îmi găsesc cuvintele, chiar sunt super mândru că e un motor nou și vreau să vă răspund la o singură întrebare. Ok, știu că mulți m-ați întrebat de ce n-am pus motor de 3000, de ce n-am pus motor de 4-4 benzină și tot felul de chestii genul. Bă, nu e vorba că nu mi-aș fi dorit, nu e vorba că n-aș fi vrut și eu să am un motor de 4-4 pe 5 ar sau un 3000 benzină de 306 cai. Problema era că în cazul în care eu luam un motor 6 linie 3000 sau un V8 de 4-4, problema era că trebuia să schimb o groază de piese la mașină, pentru că cutia pe această mașină, toate internele mașinii, să zic așa, erau făcute pentru 2000 turbo de 245 de cai, cum e motorul ăsta de N20. Deci cumva ajungea să mă scarpin la cap cu mână, cu o mână așa, înțelegeți? Și ăsta a fost motivul pentru care am cumpărat. Plus că după erau foarte complicate treburile, rar să omologhez motorul, du-te caută motor de 3000 sau de 4-4 bun pe care să-l pun pe mașină. Nu mai vorbesc de consum, pentru că na, și da, și ăla ar fi fost o problemă, o zi în care benzină 7 lei, frate, 7 lei benzina. Așa că am ales să mergem pe varianta de un motor nou, pentru că este o mașină pe care eu personal vreau să o țin, nu vreau să îi pun motor second, după care să o vând, iar următorul proprietar să aibă probleme cu motorul, Doamne ferește, să pățească ce am pățit eu, adică nu voiam, cu alte cuvinte, să îmi bag joc de următorul proprietar, plus că eu am de gând să țin această mașină, așa că m-am sfătuit cu părinții mei, m-am sfătuit cu voi și vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe care mi le-ați lăsat. Ce să fac? Și concluzia a fost să cumpăr un motor nou. Nu este un motor recondiționat, este un motor nou-nouț, 0 km, un motor pe care eu cred că am meritat să-l cumpăr. Plus că, na, nu mai am stres. Mie îmi place însă, na, să merg cu mașina oriunde, să mă duc și pe capul celălalt al planetei și să n-am absolut niciun stres. Deci, da. Ăsta este motivul pentru care am pus motor nou de 2000 turbo decât un 3000 sau un 4000, decât un 4-4. Pentru că, na, dacă puneai 3000 sau 4-4, veneau cu totul alte bătăi de cap. Plus că și motorul ăsta, vă zic eu că e destul de potent. Să vă mai zic o chestie, în momentul în care motorul va fi montat, va urma și un schimb de ulei în cutia de viteze, că, na, tot la fel să eliminăm din stres. Da, fraților, nu vă zic, deci nu vă zic, jur. Bă, deci mă bucur la o piesă de metal. Aoleu.
Da. Nu mai zic nimic. Lăsați în jos în comentarii cât credeți voi că a fost motorașul. Nici eu nu știu momentan, pentru că nu am primit devizul. Dar cumva estimez prețul. Așa că lăsați în jos în comentarii cât credeți voi că a fost acest motoraș, această bucată de metal, iar cine ghicește primește un premiu din partea mea. Gata, mamă, gata. Primești motor. Ia uite-o cum e. Primește motor. Am aflat o informație și anume că mâine se va schimba și răcitorul de ulei. Din câte am aflat, injectoarele sunt ok, pentru că na, răcitorul de ulei se afla pilitură, se afla șpan, lucru care na, e destul de nașpa. Aici vine, în partea asta vine montat răcitorul de ulei și îndată o să vă arăt și răcitorul să vedeți cum arată. Deci avem, ăsta e răcitorul de ulei, momentan el a fost curățat aici la service, dar și că s-ar afla, de fapt nu, ci că 100% se află șpan în interior. Și avem aici găleata unde se află șpan. Mamă, deci cum se vede? Ia uite-l. Bă, ești nebun. Mamă. Daună. A fost destul de mult, adică... Da. Mă rog, a fost destul de mult, cât să fie daună la motor. Da, nu mai zic nimic. Deci, fraților, aici avem baia de ulei, chestia asta de plastic, iar aici se află, oare cum se zic așa, paguba. Pompa de ulei anume. Ia uite-o. Gata, e acolo. O părăsim momentan, pentru că e gata de transplant. O zi bună! O pregătim de transplant, fraților, de transplant. Eric, îmi pare că te ține atâta. I-am spus lui Eric că stăm doar 10 minute și am stat, cred că, 20? Nu știu, cam da? Așa. Cam așa. Îmi pare rău. Bă, dar, na, înțelege că sunt oarecum entuziasmat, adică... Da, 0 km. Bă, dacă stau să mă gândesc un 4-4 ar fi mers. Dar era prea mare bătaie de cap. Era prea mare bătaie de cap. Mulțumesc foarte mult, fraților de la Autosistem, aveți, cum v-am mai spus, pagina de Facebook jos în descriere. Și pornim spre casă și discutăm mai multe acasă. Gata, și acasă, cadru clasic de acasă, pac, pac. Bă! De-abia așa să vină ziua aia în care o să fac vlogul cu prima cheie a noului motor. Chiar să vă cum o să fie. Nu știu, spuneți-mi voi. Am luat decizia bună, n-am luat-o pe aia bună. Chiar vreau să aflu. Fraților, închei vlogul aici. Eu am fost Marius Nicolae. Aștept acum să vină băieții pe la mine, Mușu, cu Siva, cu Edi. Când ai vine și stăm și noi la o vorbă sau... Na. O caterincă, cum se spune. Eu am fost Marius Nicolae. Lăsați-mi jos în comentarii ce părere aveți de decizia finală luată cu mașina. Închei vlogul aici. V-am pupat. Pa!